Bună ziua, dragii mei, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracol Scobai Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică, valabilă pentru ziua de miercuri, 23 decembrie 2020 și vom folosi și astăzi cele 4 seturi de cărți de Oracol 3 și un set al tarotului. Uitați, aceasta a căzut în timp ce amestecam. Vom extrage deci o carte din fiecare set, apoi setul tarotului. Folosim doar cărțile din arcana majoră, sunt mai puternice și cu o energie mult mai puternică și dau mesajele și recomandările mult mai specific ca și arcana minoră. Și de la ultimul set, haideți să vedem și piatra. Curaj. Veți vedea cum se aplică energia de curaj în cazul vostru. Și haideți să vedem și cărțile. Deci prima carte, cea care a căzut în timp ce amestecam. Vindecare. Imaginează-te pe tine și pe cel drag ție, înconjurați de lumină. Simte cum relația voastră începe să se vindece chiar din acest moment. Deci să-ți imaginezi de jur împrejurul vostru alb, lumină, inimi și steluțe, vedeți multe, multe strălucire. Și să simți cum relația voastră se vindecă. Deci se pare că aveți nevoie de vindecare, ceva nu a mers sau nu a funcționat cum v-ați dorit. Unul din voi este suferind, poate chiar amândoi, desigur, și de aceea este un timp pentru vindecare, trebuie să se vindece ceva. Fiecare veți ști la ce se referă acest mesaj. Apoi, cea de-a doua carte este Roata Norocului. Această carte a mai ieșit în etalarea noastră săptămâna trecută. Cea de-a treia carte, o doamnă sofisticată, elegantă, și cea de-a patra carte este felinarul, îl vedeți aici sus pe etajeră, care vine cu mesajul să nu te îndoiești sau să nu-ți pui la îndoială valoarea. Deci haideți să le luăm pe rând și vom vedea semnificația acestor cărți și la sfârșit mesajul întregii etalări. Deci, vindecare, vindecă-ți relația, vindecă ceea ce trebuie de vindecat în relația ta. Poate că unul dintre voi ați suferit ceva anume și atunci, desigur, toată relația are de suferit. Încercați să vă sprijiniți, să vă ajutați unul pe celălalt și cu unul cu ajutorul celuilalt veți reuși să vindecați ceea ce trebuie de vindecat. Cartea îți recomandă să-ți imaginezi multă lumină și steluțe în, de jur împrejurul vostru, ca și cuplu, și să simți cum relația voastră începe să se vindece chiar din acest moment.
V-am spus și la început, fiecare veți ști cum vi se aplică acest mesaj sau la ce se referă această vindecare. Apoi cea de-a doua carte este roata norocului, care reprezintă destin, oportunități, schimbări în noroc, creștere spirituală, viziune și trezire sau deșteptare. Această carte a ieșit acum câteva zile și astăzi iese din nou și de vreo 10 zile, dacă nu mă înșel, sau cel puțin de o săptămână, ies diferite cărți să ne spună că capitole sunt în schimbare în viața noastră. Deci anumite sfârșituri sunt inevitabile pentru că trebuie să facă loc unui nou capitol în viața ta. Și roata norocului vine să spună același lucru, schimbări în noroc și multe oportunități, destin. Această carte ne arată această roată mare cu 12 secțiuni, fiecare secțiune reprezintă zodia. Da, deci este simbolul fiecarei zodii. În afara roții sunt cele patru elemente, simbolizând sau simboluri care reprezintă apa, aerul, focul și pământul. Deci sunt schimbări și oportunități în viața ta pe care nu le-ai mai avut până acum, dar trebuie să depui ceva muncă și efort, perseverență, pentru ca să munca ta și perseverența să ajungă la timpul potrivit al acestei roți a norocului. Și atunci aceste oportunități pot apărea. Ce mai spune cartea? Toate forțele Universului învârt de această roată a norocului pentru a ajuta destinul. Apoi avem rafinament, sofisticare, care vine cu această doamnă elegantă, rafinată. Această carte aduce indiciile discernământ, standarde ridicate, doar ceea ce este mai bun, de calitate și cu valori ridicate. Cu această valoare și confidență pe care această doamnă o are și o vedem și noi în imaginea noastră, cartea îți recomandă să te încarci și tu cu această energie, cu această încredere de sine, ceea ce îți va aduce bărbatul potrivit, care te va trata the very best, cum spune cartea, sau cel mai bine. Fiind conștientă de valoarea de sine, crezând și știindu-ți valoarea, îți va ridica energia și vei atrage acel tip de bărbat care știe să te prețuiască și să-ți ofere tot ceea ce este mai bun. O femeie cu valori ridicate își știe valoarea și nu permite niciodată să fie pe locul 2 sau să primească orice altceva care nu este cel mai bun. Țineți capul ridicat, fii confidentă, cu stil și cu prestanță, mai spune cartea, și vei atrage sau vei deschide ușa bucuriei și a fericirii în viața ta. Vei atrage tot ceea ce este mai bun și iubirea pe care și tu la rândul tău o dăruiești în jurul tău și, bineînțeles, o ai și în suflet, acea iubire va veni curând în viața ta. Bărbatul care prețuiește aceste calități va apărea și, bineînțeles, va prețui și relația în care se află și te va prețui și pe tine. Apoi avem cea de-a patra carte, care este Felinarul și vine cu mesajul: nu-ți pune la îndoială valoarea
Iarăși este vorba despre valoarea de sine și că această doamnă dinaintea acestei cărți este o femeie cu valori ridicate și cu standarde ridicate. Ea își știe valoarea, nu va accepta niciodată să fie, de exemplu, pe locul 2, pe locul amantei. Întotdeauna va dori să fie ea prima doamnă. Și la fel și această carte îți spune să nu îți pui la îndoială nici de cum valoarea. Și vedeți aici și-a pus pe perete sau acum pune pe perete un tablouaș pe care scrie întotdeauna eu sunt destul. Deci în sensul că nu mai trebuie probabil altă femeie în viața lui. Eu îi sunt destul. Desigur, întotdeauna vom avea în jurul nostru și în viața noastră, mai continuă această carte, spunând faptul că sunt anumite persoane în viața noastră care întotdeauna vor avea dubii în ceea ce privește capabilitatea noastră sau abilitățile noastre de a face un anumit lucru. Crede întotdeauna în capacitățile tale și în valorile tale și în ceea ce tu ești și tu însemni, indiferent de opiniile celor din afară. Mai spune cartea, încarcă-te și hrănește-te, hrănește-ți sufletul tău și mintea ta cu acea dietă care este sau care include iubirea de sine, blândețea de sine și încrederea de sine. Deci în dieta ta trebuie să fie aceste trei ingrediente pentru ca să fii precum este această doamnă sofisticată, tot timpul cu capul sus și cu prestanță. Vedeți ce frumos și câtă prestanță ne arată această imagine. Așa să te încarci și tu cu această energie și să nu-ți pui la îndoială niciodată valoarea. Dragii mei, veți simți fiecare cu care din aceste mesaje rezonați. Nu, cum spune ultima carte, indiferent de ce spun cei din jurul tău, de ce opinii au cei din afară, tu trebuie să fii încrezătoare, să te iubești și să nu uiți că ești minunată, ești frumoasă. Eu vă spun aceste lucruri în fiecare zi. Dacă voi nu le vedeți, trebuie cineva poate să vă reamintească și eu sunt aici și pot să fac asta în fiecare zi pentru voi. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră, fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!